olduğu rakip, bundan sonra 10 gün iskesini çek, şöyle çek, şu an yazılı. Bu an, zekem, konu çırpı adet. Să facem o mică recapitulare cu cunoștințe anterioare. Iar în cadrul recapitulării, ce ați zis voi că vreau să repetați de la ce? Da. Gând la gând cu lucrurile. Haideți să așa e așa, înțeles? Așa. O mică recapitulare, cum zic, de recunoaștere. Mai, ce era cercul, să ne ce aminte? Băi și unde ați zis? Băi, de fiu, ce ne zic, ce sunt și unde ați zis? Cercul este mulțimea punctelor din plan, egal depărtate de un punct fix, egal depărtate de un punct fix, numit centrul cercului. Foarte, foarte frumoasă definiția și foarte asemănătoare cu sfera. Practic, dacă eu scot mulțimea punctelor din plan și zic mulțimea punctelor din spațiu, egal de proprietate de un punct fix, deci dacă schimb cuvântul plan cu spațiu, atunci obțin definiția sferei. Da? Deci, centrul cercului cu centrul sferei. Da, și schimb și centrul cercului cu centrul sferei. Deci definițiile sunt aproape din. Deci mulțimea punctelor din plan egal de părtate de un punct fix numit centrul cercului, da? Deci aici se numește cerc. Iar mulțimea punctelor din spațiu egal de părtate de un punct fix numit centrul sferei, bineînțeles, numit sferă. Discul. Un cerc, atunci când îl desfășurăm, aici avem cercul cercului, avem în interior, interiorul cercului. Deci aici este cercul și aici avem exteriorul cercului. Da? Deci interiorul cercului, exteriorul cercului și cercul. Cercul de centru O și raza E. Raza fiind segmentul ce unește centrul cercului cu un punct C. Discul este reuniunea punctelor formate de cerc cu interiorul său. Deci cercul cu interior se numește disc. Da. Deci mulțimea punctelor situate pe cerc sau în interiorul lor, sau în interiorul lui. Se numește disc. Aveți cercul cu interior, toată lumea de disc.
Păi mai fiți așa. Nu sunt Picasso. Am ieșit cu verde. S-a pierdut și mea. Da, nu eu, tablă. Am dat. Deci asta e discul, ăsta cu verde. Faci pe abstracție partea de aici. Elementele cercului. Acest figurze mai frumos, mai elegante. Deci mai mic, mai cu capacul de la sticla de apă. Cu capacul de la borca. Păi să rog, voi nu știu de la asta. Nu voi chiar intram, doar așa. Avem. Nu trebuie să vă este o figură foarte interesantă. Este o... Diametrul e M. Iar punctele M și M, care sunt capetele diametrului. Diametrul este, este segmentul format de două raze în prelungire. Asta e prima definiție a diametrului. Iar dacă avem punctele M și M, extremitățile diametrului, ele se numesc puncte diametrale opuse. Da. Mai avem însă noțiunea de coardă. Coarda este un segment format de două puncte oarecare de pe cer. Da. Și aici discutăm de coarda AB. Și arcul AB, adică porțiunea de cerc situată între două puncte numite capetele arcului. Deci, porțiunea de cerc sau mulțimea punctelor de pe cerc situată între două puncte arcului, deci porțiunea de cerc. Situată între două puncte de pe cerc. Urmează arcul. Deci iată, întâlnim rază, întâlnim diametru, întâlnim coard, întâlnim arc. Dacă ne gândim că AB e arc și MN ca diametru e tot arc. Dacă ne gândim la AB că e coardă și MN e tot coardă. Practic, două puncte diametrale opuse pot fi și capetele unui cos. Și prima observație este că diametrul într-un cerc e cea mai mare. Deschideți observația. Diametrul este cea mai mare coadă. Deci până acum am repetat cercul. Am repetat discul și am văzut elementele lor. Nu să insist pe partea aceasta, pentru că pe mine interesează nu cel, mă interesează arcul de cer și pe elementele sale. La arcul de cer, ce zicem la arcul de cer? Apoi, la disc, până am fi. Deci asta e să punem la pauză. Și... Deci v-am zis, repetăm un pic, dar practic le luați lecțiile și de pe website. Pentru că eu vreau să ajung la arcul de cer, să repetăm și eu. Deci arcul de cer, ce am zis? Că este. Mulțimea punctelor de pe cer. Situate între două puncte date, situate între două puncte date,
numite capetele arcului de șir. Deci avem două capete, A și B, și porțiunea de pe cerc situată între capetele A și B formează ceea ce am zis atunci. Practic două puncte pe cerc vor forma două arcuri de cerc. Două arcuri. Un arc mic AB, da? Și următor. Sau eventual un arc mare AB, dar ca să nu avem pericol de capire, acest arc mai mare, eventual, puteți să mai dați o literă așteptare, ca să, să nu fie pericol de confuzie în notație. Deci puteți să notați cu 2, cu 3, cu 4 litere, dar nici 4 litere. Deci aici, de exemplu, poți să mă vin cu un punct C și să zic arcul ACB. Ca să fac o mică diferență între arcul și ceea ce este important atunci când s-a discutat despre arcul de cerc, s-a introdus imediat noțiunea de măsură a arcului de cerc. Și anume s-a povestit de faptul că voi măsurați arcul de cerc pe baza unghiului la centru. Și v-am zis eu că aici e o mică problemă matematică, pentru că de fapt raportorul din clasa 6 face invers. Ia arcul de cerc și îl transmite unghiului la centru. Nu e chiar adevărat. Adică nu calculez arcul de cerc pe baza unghiului la centru, ci invers. Unghiul la centru, de fapt, calculez pe baza arcului de cerc. Ceea ce ați făcut voi în clasa 6, pot să vezi că măsurați cu raportul. Și adevărata măsura unghiului este radiană. Asta e unitatea principală, să se numește aceasta. Bine, și gradele, sunt mai multe tipuri de grade, să nu crezi că sunt numai grade. Există, de exemplu, în geodezie, cercul trigonometric nu mai face, cercul nu mai face 360 grade, face 400 grade. Deci, ca sistem internațional, cercul nu se mai învârte în sensul acelor de ceasuri, în cadra anul 1, 2 la scădare de jos, 4 la dreapta, ci este jos, de jos, deci se mai multe. Asta e unitatea principală de măsură a unghiului, o veți face în clasa noastră și îți lasă de acolo pe aia. Este de fapt radian și în radian o să-l duceți în clasa. Dar deocamdată și unghiul și arcul se măsoară în grade, da? Practic, eu când măsor în grade, v-am mai zis, eu măsor practic cam cât de îndoit ar fi, cam cât de îndoit ar fi arcul de cerc. Și măsura asta în grade a arcului de cerc măsoară gradul de încovoiere a arcului de cerc. Da? Și să zicem, observație. Un arc de cerc se măsoară în grade și are măsura egală și are măsura egală
cu unghiul la centru, cu măsura unghiului la centru, măsura unghiului la centru, și zice, măsura arcului AB, măsura unghiului la centru format de rază de simetrie. Măsura arcului AB egală cu măsura unghiului AOB și egal cu U grad. Da, măsura arcului AB egal cu măsura unghiului AOB. Ambele vor avea aceeași măsură. Practic, această măsură, am zis că povestește, ne arată nou cât de îndoit este. Cu cât îl îndoi mai tare, cu atât unghiul devine mai mic. Cu cât îl dezdoi, cu atât unghiul devine mai mic. Da? Cu cât, deci e și fenomenul invers. Îndoitura mai mare înseamnă unghiul mai mic. Îndoitura mai puțin mare înseamnă unghiul mai mic. Cu atât mai mult se mărește unghiul acela. Însă, dincolo de măsura arcului de cerc, ceea ce ne interesează foarte mult este lungimea arcului de cerc. Ce zice? Lungimea arcului de cerc este de acolo și anume lungimea arcului AB, practic dacă este să dezdoi și măsor arcul AB cu un instrument de măsură, cât de lung este acest arc AB este altă poveste. Da, deci lungimea arcului AB înseamnă că, care este, cât de lung este. Și ca să calculăm lungimea aceasta arcului AB, v-am zis că cel mai simplu mod de a calcula este să-ți faci o regulă de simplu dacă nu știu. Da. Și vă imaginați frumos că unghiul U face 360 de grade. Deci zicem, lungimea arcului. Zicem, dacă unghiul U face 360 de grade, o să avem lungimea cercului, adică 2pi. Da, în paranteză să zicem lungimea cercului. Dacă avem un U grade, atunci o să avem lungimea arcului AB. De aici scoatem că lungimea arcului AB este 2 pi rho supra 360 de grade. Simplificăm 2 cu 360, rămânem la 120 de grade și face pi rho supra 180. Această formulă o să vă rog să o țineți bine. Și dincolo de a ține minte formula lungimea arcului AB. Atenție, deci totul se leagă, când vorbim de arc, îl legăm de unghiul acesta. Da? Deci pi rho supra 180. O să avem de a face la formă pe acest unghiul acesta. Da? Și asta e lungimea arcului AB. Ne interesează și area formată de arcul AB și punctul O. Aceasta se cheamă sector de cerc sau sector de disc. O să găsiți amintele de lungi. Și sector de cerc, și sector de disc, fără ar fi să zicem sector de disc, dar nu văd în care nimeni. Și acum iar să colorăm interiorul. Da, da, da. Ia să vedem, da, da, da. Ce zici, dragi? E bine așa? Bun. Aici este area arcului AB. Asta mă interesează, să exprim și pe asta. Area sectorului de cerc sau area sectorului de disc. Aceasta porțiune de aici. Și zicem, area sectorului de cerc, disc.
La fel, o scoateți tot cu regulă 3.5. Vă gândiți așa, la 360 de grade, acest sector îl întind într-un cerc, da? La 360 de grade voi avea fier pătrat, adică area cercului. Înseamnă că la 1 grade voi avea area acului arbre. Ce scoatem? Area acului arbre. A, să fie mult. Fier pătratul usul la 360. Iarăși intervine acest unghiul accent, da? Totul se leagă de unghiul ăsta. Da. Area se preocupa. Area se convine de cea. Da? Și ca formulă mă interesează să o rețineți. Dacă uitați să rețineți, aduceți-vă aminte de regulă de zi. Întrebări? Care se întrebări? O să arăt treabă și tine. Pentru că o să vedeți când desfășurăm formă, o să desfășurăm după acest sector. Bun. Atunci trecem la punctul 2 a lecției. Punctul 2 a lecției vorbim despre corn. Ce este un corn? Am să fac o prezentare mai largă a formului. Lecția noastră se cheamă Formul Circular Drept. Dar aș vrea să vedeți că ce înseamnă corn în general, deci nu numai corn circular drept. Ce ziceam? Corn circular drept, în care vom spune elementele. Și deocamdată doar elementele vom presta. Mai târziu vom face și relații între elemente. Se consideră așa. Să considerăm un plan alfa. Aici avem planul alfa. În interiorul planului alfa vom face o curbă, o linie curbă, cum vreți voi, deschisă, închisă. Practic, la origine este o linie curbă chiar deschisă, dar noi o să o facem totuși închisă. Și în afară de planul alfa și o curbă, o linie curbă închisă care se zbătune cu cer, o să fie și un punct B în exterior. Să considerăm un punct A oarecare de pe linia curbă închisă. E, practic, atunci când punctul A se mișcă pe această linie curbă închisă, dreapta aceasta VA, pe care o să o notăm noi cu G, se va mișca prin punctul V, se va mișca în jurul acestei curbe. Ceea ce generează această dreaptă pe care o notăm noi cu G, G nu este chiar întâmplător, se va chema și cineva la se numește pânză conică. Deci avem o pânză conică, adică mulțimea punctelor formate de regiuni a tuturor dreptelor. Asta este pânza conică. Deci să scriem. Se dau. Un plan alfa. O linie curbă închisă. Nu e obligatoriu să fie închisă, dar un exemplu mai frumos închisă. O linie curbă închisă C. Un punct V care să nu fie în planul alb, un punct V exterior. Și o dreaptă G. Format de punctul V care este exterior și un punct A oarecare de pe dreapta, de pe curba C.
Atunci când mișcăm punctul A pe această curbă, pe această linie curbă închisă, practic se formează mai multe drepte. Aceste drepte generează ceea ce se numește pânză conică. Da. Și acum aș vrea, de exemplu, să mă ajut un pic în grip. Ia drumul un pic pe YouTube. Și respectiv poate să fie și un linie sau un cerc. Și ia să vedem, o să putem să derulăm un pic. Iată cum arată, deci linia curbă, să zicem, deschis. Da? Din plan. Și iată punctul de exterior. Ia să vedem dacă putem vedea cum se generează. Iată ce frumos. Așa arată pânza conică. Da? Deci pânza conică generată de o linie curbă deschisă. Aici avem generatorul. Da? Și respectiv punctul de exterior. Acum o linie curbă închisă. Da? Și iată pânza conică. Practic, dacă luați așa, să știți că găsiți în universul de multe cum se face. Deci, un pulsar. Deci, un pulsar. Cam așa arată radiația plus un pulsar. Radiație, da. Nu, sau razele X. Iată, de fapt, adevărata pânză conică. Mulți văd că pânza conică e numai până la urmă. Nu, că pânza conică e și mai departe. Pentru că este lumea dreptelor, da? Care trec prin vârf. Iată, vârful, pânza conică e efectiv. Acum o să avem un cer. Asta este conul circular. Nu este obligatoriu ca înălțimea conului să vină în centru. Dacă înălțimea conului, încă n-am folosit înălțime, dacă înălțimea conului îi pică în centrul cercului, se cheamă circular drept. Dacă nu pică înălțimea în centru, se cheamă doar circular. Și noi facem la drept, nu? Noi studiem numai conul circular drept. Da. Altfel este un con circular oblic. Da? Bun. Deci, mai departe, uitați-vă un pic. Deci aici avem un con circular drept. Un con circular oblic, nu avem un con circular drept. El este un con care are vârful, dacă ducem perpendicularea de vârf pe plan, nu pică în cercul cercului, bine separat. Asta e un con circular. Mai vedem ceva? Da, povestește cam. Bun, cam asta am vrut să vă arăt. Aici, practic, o să vedem și elementele. Vedeți cum pică, vârful exact în centru. Ăsta este conul circular drept. El, când îl va genera, înălțimea vine în centru cer. Rețineți cum arată pânza conică. Deci nu e numai în jos, mai jos de lucru. Practic aici însă este o secțiune. Ceea ce o să vedeți aici este secțiune, se cheamă secțiune transversală. Voi studiați o bucățică de cer, că aici formăm o bază prin secțiunea de pânză conică. Prin secțiunea, baza este cercul de secțiune, este ceea ce se formează prin intersecția dintre un plan și pânza conică. Asta este. Dacă avem o secțiune perpendiculară pe înălțime sau dacă avem o înălțime perpendiculară pe plan, practic în momentul ăla putem vorbi despre chiar o secțiune sub formă de cer. Să știți că secțiunea poate să fie și o elipsă. Perpendicularea din V pe planul ăsta. Aici este H. Deci avem așa. Ca elemente. Vârful. Care este punctul B. Pânza conică. Și ați văzut cum e generată pânza conică.
Păza conică, deci este reuniunea drepturilor. Reuniunea drepturilor G. Reuniunea drepturilor G. Asta este faza conică. O să avem baza. Baza la noi este linia curbă C, care este intersecția planului alfa cu pânza punii. A, deci, intersecția planului alfa cu pânza conică este baza. E, deocamdată o să mai folosim și generatoarea. Dreapta G și înălțimea. Lipsește un element în general la cor, la corul, nu corul circular, lipsește elementul de rază. Înălțimea, segmentul perpendicular din vârf e bază, e plan de bază. Segmentul perpendicular. Din vârf pe planul bas. Deci iată elementele care participă la formarea unui con. Din aceste elemente e format con. Da. Vârf, pânză conică, bază, generatoare, înălțime. Și hai să povestim acum despre conul circular. Deocamdată conul circular și conul circular de aici. Zice, dacă baza este un cerc, atunci conul se numește conul se numește con circular. Iar dacă înălțimea din V conține centrul cercului, bazei, atunci conul se numește circular, con circular, conul se numește con circular drept. Și să și construim un con circular drept. Dacă trebuie să construim mai întâi cercul baze, vom pleca cu două puncte diametral opuse. Să zicem A și B. Vom considera O, care este centrul cercului, și construim două semicercuri. Nu trebuie să vă distanțați prea tare de diametru.
o parte puntată. Și acest diametru care l-am construit inițial, practic, și pe el atunci. Da. Cam așa aș vrea un cerc pentru acest desen, dacă este să vedea problema la subiectul de construcție. Înălțimea, care și pasă o punctă. Aici va fi vârful. Vârful B, punctele A și B. Și în momentul ăsta avem și toate elementele. Aici avem raza, generatoarea, care am văzut că generează punza conică, înălțimea, la fel rază, generatoare, AB diametru, dacă avem nevoie de diametru. În momentul ăsta avem un concept clar. Da? Da. Până aici întrebări? Nu studiem decât conceptual. Nici măcar conceptual. Dar toate înălțimile să fie duse în punctul. Mergem de parte. Zicem punctul 3. La punctul 3 discutăm despre elemente de legătură între elementele conice. Deci, formulă de legătură între elementele conice. Și arie laterală, arie totală. Practic, aceste formule ne le-am mai repetat. Să mai construim o altă formă. Punctul B, pe punctăm. H, E, G. Nu vreau să îmi povestesc formula. Pur și simplu, vreau să-mi spuneți că triunghiul VOA sau VOB este triunghiul conic și în felul acesta se leagă înălțimea, raza și generatoarea. G pătrat e H pătrat plus R pătrat. Asta este formula de legătură între elementele sau. Dar totuși, dincolo de această formulă, tu ai să-mi spui VO perpendicular și poți să zic așa, VO perpendicular pe centru de centru O și rază VOA. Thank you.
rezultă de aici. Și cum AB inclus în cercul de cercul O și bazul O, în cele două relații rezultă că VO perpendicular pe AB rezultă frumos că triunghiul VOA sau VOB este dreptunghic. Și veniți cu teorema Pitagora și îmi spuneți că G, rezultă că generatorul la pătrat egal cu înălțimea la pătrat plus raza cercului bazei la pătrat. Asta este formula de legătură între elementele G, H și L de de asta, formula este o figură foarte simplă. N-are 7 mii. Nu am nevoie de 3 triunghiuri, 3 trapeze, 2-3 la piramide, la frunte. Pur și simplu avem un simplu triunghi rectunghic. Da? Și acest triunghi rectunghic, când îi aplicăm teorema lui Pitagora, scoatem elementele. Triunghiul VOA sau VOB. Da. Bineînțeles că avem și formulele arei laterale, arei cotale și volumului. Când uitați acolo, faceți analogia cu trunchiul de piramidă. Ia să vedem. Care era trunchiul de piramidă arei laterale? Ia așa puțin. Aia laterală. Ce? La piramidă. Perimetrul bazei ori apă de masă. Ia uitați-vă, hai să zicem așa, area laterală, ca fiind perimetrul bazei, mă gândesc, am uitat formula de la acolo, da? Să zicem că uitați-vă. Și mă gândesc, perimetrul bazei ori apotema, bine, n-am să zic apotema piramide, e un fel de apotema acolo, dar e supra 2. Cât e perimetrul bazei? Păi perimetrul bazei este un cer, nu? Cât e perimetrul? Lungimea 2 pi r. Iar apotema piramidei e 2 pi r g supra 2. Se simplifică și iată de ce rămâne pi r g. Hai să zicem elemente mici. Folosiți r mic, g mic, r mare, g mare. Da? Deci PRG. Formula arei laterale la... Dar v-am zis, eu am dedus-o prin analogie cu piramide. La piramide era perimetrul bazei ori apotema piramidei de 2. Perimetrul bazei înseamnă lungimea cercului bazei de 2 PR. Ori generatoarea se simplifică 2 și rămâne PRG. Da? Iar stați-mă cu oarea total. Ia să ne gândim tot așa, să o luăm pe aia de la piramidă. Area laterală plus area bază. Păi area laterală tocmai am făcut. Cât era? PRG. PRG plus area bazei. Ce înseamnă area bazei? PR pătrat. Plus PR pătrat. Și aici vom scoate pe PR, da? PR-ul nostru. Tocmai vedeam cu, am vrut cu cealaltă lucru. Cred că frumos PR se numește în francez. PR pe lângă G plus R. Iată cealaltă formulă care o știți de la raport. Să zicem că nu știu formula volumului cor și mă aduc aminte de formula de la piramide. Da? Care era la piramide? Aia bazei. Ori înălțimea supra 3. Și area bazei cât face? Pi r pătrat. Și a ieșit pi r pătrat ori h supra 3. Iată cele trei formule pentru area laterală, area totală și volum. Deci area laterală PRG, area totală
PR pe lângă R plus G și volumul PR pătrat H și 4. Și vă rog să rețineți și analogia aceasta care se poate face între corp și piramidă. Uiți formula de la corp, te gândești la piramidă. Cât e la piramidă? Perimetrul bazei ori apotema piramidei supra 2. Perimetrul bazei înseamnă lungimea cercului 2pi, ori cer pe 2, adică PRG. Area totală, area laterală plus area bazei. PRG plus PR pătrat, PR factor comun, PR plus lungimea plus area simplă. Volumul, area bazei în înălțimea pe 3, adică PR pătrat plus H. Da. Și la cilindru este la fel. Cilindrul asemănați cu prisma. Și puteți lua formulele la prisma și le deduceți, dacă cumva le uitați. Dar ați văzut ce bine seamănă conul și cilindru. Da? Area laterală 2πRG la cilindru, πRG din coace. Area totală 2πR pe lângă R plus G la cilindru, πR pe lângă R plus G la cilindru. Iar volumul la cilindru PR pătrat H din coace PR pătrat H. Două corpuri care spart ușor lucrurile. Întrebă? La cum vreți? Văd că mă plictisesc cu ce. Hai să trecem la punctul 4. La punctul 4, practic aici mă interesează să discutăm despre secțiune. Secțiune în cilindru. Ca și la secțiune în formă, scoase. De la întrebările noastre. Da. Secțiunile în formă, două tipuri de secțiuni, ca și la cilindru. Secțiune axială sau longitudinală. Și secțiunea transversală. Și secțiunea transversală. Practic, secțiunea transversală, vom vedea cum facem mie introducerea către penultimul corp al studiului, să spun că de. Dar să vedem ce tipuri de secțiune avem și ce sunt ele. Tot așa, hai să construim un con. Ia să vedem dacă nu dau bani să casă. Da. B, O, A, B. Ce este secțiunea axială? Ei, această înălțime o să mai găsiți și cu denumirea de ax. De ce? Pentru că, practic, generatoarea când se învârte în jurul lui, ca la călăduș. Practic, când se rotește generatoarea în jurul lui, această înălțime mai poate fi asemănită unui ax. Adică undeva ca în fel de mijlocul cubului, centrul cubului, dreapta axială, dreapta de simetrie a cubului. Practic, înălțimea purtând denumirea de ax, o tăietură în con făcută după înălțime, înseamnă o tăietură făcută după ax, și această tăietură poate numire de secțiune axială. La noi secțiunea axială, cine va fi? Așa sau vorbea singur? Secțiunea axială? Triunghiul VAB. Practic, secțiunea axială ce este?
Este un triunghi de tal. Isoscel. Aveți grijă la probleme în care chiar secțiunea axială devine triunghi echilateral. Anul trecut s-a dat o problemă de cor la și copiii în general s-au discutat. Da? Secțiunea axială. Aici avem generatoarea, generatoarea, înălțimea, raza. Da? Care este unghiul format de generatoare cu plată bază? B. A, B sau B, A, O. Da? Bineînțeles, justificați că VO e perpendicular pe A, pe plan, unde notă că A, O este proiecția lui VA pe plan. Și atunci unghiul format de VA cu planul bază e unghiul format de VA cu A. Dicem, secțiunea axială într-un cont, observați. Secțiunea axială într-un cont. Axială sau, repet, longitudinal, în lung. Longitudinal. Într-un cont. Este un triunghi isoscel. Este un triunghi isoscel. Cu dimensiunile cât? Cu dimensiunile G, G și 2R. Cu dimensiunile. G, iarăși G și 2. Asta este secțiunea axială. Dincolo de secțiunea axială, putem face secțiuni paralele, cu plane paralele cu planul bazei. Aceste secțiuni care vin perpendiculare undeva pe înălțime și paralele cu planul bazei, se cheamă secțiuni transversale. Da? Și aceste secțiuni transversale, ca și când îi retez așa moțul de la plan. Aceste secțiuni, care se cheamă secțiuni transversale, când le facem prin cont, vor face niște cercuri mai mici. Să construim o secțiune transversală. A prim, B prim. Iată secțiunea transversală. Aici o să fie punctul O prim. Da? Prin analogie. Eventual, când o să discutăm de trunchiul de cor, aici va fi o rază mică și se schimbă rază mică și rază mică. Și zicem, altă observație. Secțiunea transversală. Într-un con. Secțiunea transversală într-un con. Este un cerc paralel cu cercul din planul bază. Deci planul de secțiune este un plan paralel cu planul bazei. Și formează un cerc mai mic, care, bineînțeles, că undeva este planul său, este paralel. Planul. Prin secționare se formează și triunghiul asemenea, VO prim B prim, cu triunghiul VOB. Deci să zicem, prin secționare, de plus.
se formează? Triunghiul asemenea. Și anume triunghiul, de exemplu, VOB, asemenea cu triunghiul VO'B. Ele sunt triunghiuri asemenea. Practic nu vreau să vorbesc mai mult, pentru că în următoarea lecție de triunghiuri form vom vorbi despre mai multe lucruri. Adică vom folosi aceste asemenea. Bun. Deci asta ar fi de zis pe secțiune. Planul de secțiune transversală, care formează un cer. Planul de secțiune longitudinal, care formează un triunghi. Întrebări? Nu. Și ultimul punct, punctul 5. Desfășurarea polului practic, dacă ați avut curiozitatea să luați un foi făcut rotund, așa, și să-l tăiați după generatoare și să-l întindeți. Desfășurarea acum este acest arc de cerc, sau este sector de cerc, sector circular, sector de disc, care e la fel, dacă îl înfășur, obțin în loc. Cum? Și să vedem cum vreau să-l desenez. Când alegi un cont desfășurat, vreau să-l construiți în felul următor. Deci îmi faceți formul. Baze, o să vin pe notația mea. Generatoarea și înălțime. Cele trei elemente. Desfășurarea. Ca să o facem, practic vom construi un arc de cer în laterala lui VB. Arc de cer care... Cum? Zic că nu. Bă, nu se-și face treaba. Cu grad. Acest arc de cer care l-am construit aici, ce proprietăți are? Raza arcului de cer este egală cu generatoarea. Și avem generatoare egal cu IRB, care este raza arcului de cer. Practic, gândiți-vă că eu iau conul, iau pânza conică și o întind. Ei, în momentul în care iau pânza aceasta conică și o întind pe o masă, lungimea cercului bazei se întinde în lungimea lui BM. Adică lungimea arcului BM, și aici vreau să fim atenți, lungimea arcului BM este egal cu lungimea cercului bază. Egal cu lungimea cercului bază. Mai mult chiar, area sectorului din lateral, practic cine va fi area sectorului de cerc format cu deschiderea de un grad? Area acestui sector de cerc, area lui BM, vine egală cu area laterală a cubului. Practic, suprafața conului se întinde în suprafața arcului de cerc, area sectorului de cerc, area sectorului de disc. Și area laterală a conului se transformă în area arcului BM. Da? Deci area arcului BM egal cu area laterală. Deci lungimea arcului BM este lungimea cercului și area arcului BM este area laterală. Practic, aceste două elemente de legătură
dintre lungimea arcului BM și area FBM ne duce pe noi către o altă formulă de legătură. Deci să scriem ca observație. Desfășurarea unui cont este un act de cer. Cu area laterală egal cu area arcului de cerc, area, și lungimea bazei egală cu lungimea arcului. Da? Deci vedeți, lungimea lui BM se desfășoară în lungimea cercului. Și area arcului, sectorului de cerc, sau sectorului de disc BM, se desfășoară în area laterală. Ia, fiți atenți. Haideți ca să scriem formulele pentru... Și mai este un lucru de legătură. Și anume, generatoarea formului va fi raza actului de cerc de desfășurare. Și G, generatoarea formului, egal cu raza cercului de desfășurare. Haideți să luăm această formulă de aici. Lungimea bază egal cu lungimea arcului. Pot să plec și cu cealaltă. Area laterală egal cu area. Păi asta vedem ce înseamnă că lungimea arcului BM egală cu lungimea cercului BM. Ajutați-mă voi. Lungimea cercului egal cu lungimea arcului BM. Hai, puneți în formulele. Așa sau? Care e lungimea cercului? 2 pi. Egal cu lungimea arcului BM. Cât era asta? Egalul, păi, hai, ajutați, pi, r mic, u, supra, 300, supra 180 de grame. Pi r supra 180 de grame. Pi r pătratul supra 360 era... Da? Dar cine este r mic aici? R mic este chiar generator. Deci, va avem mai departe, cu 2 pi r egal și transformăm raza mică în generatoare. Vine pi ori G ori U supra 180 de grade. Îl simplificăm pe pi și facem produsul externelor egal cu produsul mezilor, adică 2R ori 180 face GU. Și rezultă de aici că 2R ori 180 de grade egal cu generatoarea ori unghiul U, adică 360 de grade ori pier egal cu U ori G. Și în momentul ăsta obținem o formulă foarte importantă de legătură între raze generatoare și unghiul U al desfășurării. Și anume, R pe G egal cu U pe 360. Da? O formulă extrem de utilă pentru calculul unghiului U din desfășurare. Da? Această formulă, iarăși trebuie să obținem. R pe G egal cu U pe 360. Cam asta ar fi de povestit despre cont.